Dintre cei 7 copii ai ninei lovind din comuna Colonești, județul Bacău, Mihaela a avut soarta cea mai grea. Când avea 5 ani, tatăl a decis să o lase într-un centru de plasament pentru că erau prea mulți copii în casă. Un an am stat la stat. Nu mi-a plăcut acolo, dar știu cu ce bătaie luam eu acolo. Mai apoi, tot tatăl a decis ca Mihaela să întrerupă școala după clasa a 5-a ca să aibă grijă de fratele ei mai mic. Mai spune la tu mama mea, dar mi-e milă lea că nu spune mama, dar când era tata, ne bătea, ne fugărea pe afară, să fac temele cu cărți, când luam la școală, rupea cărțile. Tatăl a murit în urmă cu 2 ani, însă mare parte dintre problemele familiei au rămas acolo. Copiii sunt ajutați de asistentul social și de asistentul medical comunitar din proiectul UNICEF. Mihaela îi pregătește în fiecare dimineață pe frații ei pentru școală și speră să se întoarcă la școală în curând. Când duce sora mea la școală, mă scol dimineața la ora 4:30, până la 5:30 plâng. Păi când mă vede pe sora mea la 5:30, când e hainele pe ea, plâng. Prioritatea noastră în prezent este ca fetița de 15 ani să-și poată continua studiile. Prin urmare, noi vom începe demersul necesare pentru ca să o reînscriem la școală în clasa a 6-a. Mihaela va putea să meargă la școală din toamnă. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-o pe Mihaela și pe alți copii ca ea să poată merge din nou la școală.